Adrian Nestase, replica CID pentru o jurnalist, în ceea ce îl privește pe Băsescu, nu mai insist. Este deja dus cu capul. Fostul premier Adrian Nestase a postat pe blogul personal un mesaj prin care comentează teoria lansată de jurnalista Simona Badulescu despre posibila candidatura liderului PSD Liviu Dragnea la prezidențialele din 2019. În Ziarul Național, din 10 aprilie, Simona Badulescu, subtitlul PSD repeta prostia Nestase, scrie, cu elegant, despre riscul de amputare, de către PSD, a prerogativelor prezidențiale, în perspectiva candidaturii Dragnea. Pe mine m-a miscat grija sa pentru viitorul prezidențial al lui Liviu Dragnea, dar fiind, probabil, mai tânără, nu știe că am explicat în mai multe randuri cine a avut inițiativa modificării duratei mandatului de președinte. Explic, din nou, doar pentru Simona Badulescu, acest lucru. În ceea ce îl privește pe Băsescu, nu mai insist. Îl înțeleg. Este deja dus cu capul și nu mai retine. Avertisment pentru toți fumătorii, ce este interzis să faci după ce mănânci. Constituția din 2003 nu a fost o constituție pentru mine, ci pentru realizarea unui obiectiv major al României, aderarea la UE și NATO. Pentru acest obiectiv, a trebuit să facem unele modificări în textul constituțional. După votul din Camera Deputaților asupra textului revizuit al Constituției, la 30 iunie 2003, spuneam că, dacă textul din 1991 reprezentase o Constituție a tranziției, textul din 2003 trebuia să fie o Constituție a preaderării, urmând ca, după 2007, textul constituțional să fie modificat din nou, conform noului statut al României. Ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Din motive pe care le știu, în ceea ce privește durata de 5 ani a mandatului prezidențial, m-am hotărât să anexez, din nou, la comentariile mele, raportul Comisiei Speciale Parlamentare din care rezulta punctul 18, că amendamentul respectiv a fost depus de senatorul Iorgovan, care, din câte îmi amintesc, nu avea o mare simpatie pentru mine și care, probabil, se gândea la un alt candidat al PSD pentru prezidențiale, împreună cu grupurile parlamentare PD și PNL. Intenția era de a separa locomotivele PSD de alegerile parlamentare. Am mai explicat faptul că această inițiativă nu a fost a mea. Puteți citi ceea ce am scris pe această temă, spre exemplu, pe acest blog, în 18 martie 2011 mandatul de 5 ani, inclusiv promisiunea de atunci din acest moment, voi considera că oricine mai lansează o astfel de minciună este fie idiot, fie răuvoitor. Honisoit cu imali grec pense. De aici scuzele pentru Simona Badulescu. Scrie Adrian Nestase,
pe blogul personal.